Sunt sigur, altfel, că după 27 septembrie o să fie dublă președinte și la Consiliul Județean, pentru invitația care mi-a făcut-o atât mie, cât și domnului profesor Vasile Dâncu, cât și domnului președinte Paul Stănescu, să fim astăzi la Botoșani. Am avut o deplasare într-o comună de succes, nu numai în județul dumneavoastră, dar și în România. Am avut și o întâlnire cu toți candidații, cu domnii primari, cu consilierii județeni, consilierii municipali și o acțiune organizată de Cosmin în parc pe un model de succes promovat de către primarul general al Capitalei, doamna Gabriela Firea, pe care Cosmin l-a preluat și mă bucur că a făcut acest lucru. O deplasare mobilizatoare. În schimb, vreau să-i mulțumesc și domnului Macaleț, fostul președinte al Consiliului Județean, care ne-a fost alături toată ziua, și tuturor parlamentarilor, cu adevărat, lui Marius în mod special, pentru că este unul dintre tinerii pe care eu i-am promovat în Parlament când eram lider de grup acea vreme și i-am văzut potențialul și îmi pare bine că nu m-am păcălit. Păi Liviu Dragnea în acel moment era președintele Camerei și asta era treaba liderului de grup. Înseamnă că toată lumea recunoaște că am avut mână bună. Doina, vă aștept pe dumneavoastră pe urmă întrebări. Te rog. Bună seara tuturor. Vă mulțumesc că v-ați rupt din timpul dumneavoastră. Asta este o sâmbătă, o frumoasă sâmbătă de toamnă și mă bucur că domnul președinte, alături de președintele, de secretarul general al partidului, alături de președintele Consiliului Național, a acceptat invitația noastră și a participat la câteva acțiuni cu caracter electoral. Să-mi dau masca jos? Nu. Nu este un secret pentru nimeni că ne-am propus să ne păstrăm președinția Consiliului Județean și să preluăm după 27 septembrie și primăria municipiului Botoșani. Iată că în această după-amiază am lansat un proiect cu care venim în fața botoșanilor, un proiect de succes pus în aplicare de colega noastră, doamna primar general Gabriela Firea, și din discuțiile pe care le-am avut cu botoșănencele noastre în principal și cu ceilalți botoșăneni, acest proiect al nostru va fi un succes. Atâta timp cât se poate în București, se poate și în Botoșani. Oamenii trebuie să fie întotdeauna pe primul loc. Vom avea activități extrem de bune și în următoarele 3 săptămâni. Sunt 3 săptămâni de campanie. Pentru noi oamenii sunt prioritatea zero. Suntem într-un moment extrem de critic astăzi. Am mai spus-o de 2 ori și am să o repet la infinit. Începem anul școlar. Suntem părinți. Guvernul nu a susținut cu absolut nimic autoritățile locale și de această dată autoritățile sunt pe cont propriu. Acolo unde avem primari determinați, încearcă fiecare să se descurce cu ce poate, în limita bugetului local. În schimb, sunt și zone unde avem o instabilitate extrem de mare din acest punct de vedere. Eu vă mulțumesc din nou că ați reușit să ajungeți la noi la Botoșani. Suntem extrem de determinați să câștigăm această bătălie electorală și, Doamne ajută, să fim învingători, să câștigăm peste tot în țară, domnule președinte. Cosmin? Mulțumesc. Te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, bine ați venit la Botoșani, domnule secretar general, domnule profesor. Sunt onorat să lansez astăzi în municipiul Botoșani și în prezența noastră pachetul Gabriela Firea. Pachetul Gabriela Firea reprezintă un model de succes care a pus familia pe primul loc la București și dovadă o stau cele 150.000 de familii care au beneficiat de programele doamnei primar general. Doresc ca și la Botoșani să acordăm o atenție deosebită
copiilor și familiei. Eu sunt părinte. Am aceleași temeri pe care le au părinții din municipiul Botoșani în ceea ce privește deschiderea școlilor, deschiderea locurilor de joacă și siguranța copiilor noștri. În acest sens, propun botoșenenilor modelul de succes implementat de doamna primar general Gabriela Firea să fie implementat și la Botoșani, pentru că a fost foarte bine primit și consider că este un model în care copiii și familia trebuie să fie pe primul loc. Am o serie de măsuri pe care le prezint mai detaliat pe site-ul Gabriela Firea, pachetul-firea.ro, mă scuzați, unde alături de doamna președinte putem implementa măsuri atât pentru municipiul Botoșani cât și pentru județ în ceea ce privește educația, sănătatea și creșterea copiilor în municipiu și în județul Botoșani. Sunt detaliate toate aceste programe, nu mai intru în detalii în acest moment, dar vă pot transmite că au fost foarte bine primite măsurile pe care le propunem de către botoșeneni și sunt convins că vom avea succes cu acest proiect al nostru. Vă mulțumesc! Da, și eu consider că municipiul Botoșani are nevoie de un primar tânăr și energic, care n-are nicio rușine sau nicio sfială să implementeze sau să ia know-how-ul unui program deja funcțional. Și cred că diferența între Cosmin și actualul primar al dumneavoastră e că sunt ferm convins că Cosmin e funcțional și după ora 10 dimineața. Vă rog, aștept întrebările dumneavoastră. Dacă aveți la mine sau... La președinția Senatului, la în cursa pentru președinția CJ Botoșani. Dacă dumneai nu va câștiga, așa cum ați discutat acum, îi garantați președinția organizației PSD Botoșani și locul pe listele pentru parlamentare? Este una dintre întrebările cu un singur răspuns. Doamna Doina Tăderoviș va câștiga Consiliul Județean de la Botoșani, fiindcă și dânsa merită și locuitorii acestui județ merită să fie conduși de doamna Doina Fedorovici. Ați trecut acum un an în opoziție. Aș putea spune chiar că ați dorit să treceți în opoziție acum un an. Timp de un an PSD-ul și-a continuat căderea. Sunteți cititori de gânduri? Așa. Nu, ca să zic eu... Vă rog. Permiteți să avem și noi opinia noastră. Timp de un an de zile, PSD-ul și-a continuat căderea. Cum explicați acest lucru? Nu capitalizați trecerea în opoziție și greșelile puterii actuale? Cred că am avut discuții foarte multe de ceea ce a fost. Ne interesează din acest moment ceea ce va fi. Ne uităm cu toții spre viitor. Avem o nouă echipă a Partidului Social Democrat cu un program de reconstrucție a partidului și ne aflăm în plină campanie electorală pentru locale. În afara mizei pe care ați avut-o dumneavoastră personal cu moțiunea de cenzură pentru a vă asigura președinția Partidului Social Democrat, moțiunea va aduce mai mult dezavantaje. Cum veți acționa în continuare? Suntem în acest moment sau limpezit albe? Nu mai există gri în Parlament. Există alb și negru. Cei care au votat moțiunea de cenzură și au fost prezenți să voteze moțiunea de cenzură și cei care nu. Cine nu s-a prezentat din partea Partidului Social Democrat a fost exclus din partid. Și în acest moment Partidul Național Liberal are o majoritate în Parlament susținută de către USR, PMP și UDMR. Le urez succes la putere. În acest moment avem depusă, sub semnătura mea, ca și președinte al Partidului Social Democrat, o plângere penală la DNA și așteptăm ca justiția să-și facă datoria. Oricum, a fost cel mai mărșav atac din ultimii 30 de ani de democrație din România. Nimeni niciodată nu a șantajat primarii cu dosare penale, au încercat să-i cumpere și...
mă lăsați să răspund? Mă lăsați să răspund, vă rog frumos. Mulțumesc mult. Și s-a văzut și la moțiunea de cenzură că, pe urmă, imediat de la primar s-au mutat către parlamentari. Vă rog. Știe toată lumea. Față de... nominal față de trei membri ai Partidului Național Liberal. Da, se știe. Da, e domnul Barbu de la Seghea, un domn deputat de la Dâmbovița și mai e... și domnul Costel Alexa. Și Ion Ștefan, domnul ministru Grindă. Da, mă bucur. Partidul Social Democrat și după aceste alegeri va fi cel mai mare partid din România și va avea cei mai mulți aleși locali. Cred că nu ne mai dorim să ne întoarcem la Ceaușescu. Am văzut derapajul președintelui Iohannis, care dorește să nu mai existe opoziție, să existe numai domnia sa și guvernul său. Noi nu ne dorim acest lucru. Mulțumim mult! O zi bună!